Bine v-am regăsit, abonaților aici, la un nou video de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi ne ducăm Magic Killers 3. Dacă nu ți se iasă joc, da, e cam imposibil să nu ți iasă, e un joc cu un pian, să zic, clape pe clape și cânt o melodie acolo la nivelul respectiv. Și, da, să vă zic că eu n-am crezut că este cel mai bun joc de piano până să nu-l descoper. La începutul carierei mele de piano, să zic, de jocuri de zenu, eu mă jucam piano TLS 2. Și ăla am zis că este cel mai bun joc până să-l descoper pe ăsta, Magic TLS 3. Și sunt multe melodii, dar să zic asta, cele mai bune melodii, că, na, vedeți, au o imagine proprie. Adică sunt de făcut artiști cunoscuți. E până la 4-7. Și mai bagă melodii în astea cunoscute, artiști cunoscuți. Și, na, stau astea, cum să zic, astea spoză, pentru că nu sunt sinistrese melodii. Ce mai îmi place la jocul ăsta este că avem și un battle mod. Ok, s-a terminat săptămâna, pentru că durează o săptămână, un sezon. Se avatar, bă. Ia să mi-l pun. Da, mult avatare. Bun. Și, hai să dăm noi un match. Uitați, mai durează asta se zile 200 de ore. Asta începe de dimineața sezonul ăsta, bun. Am 84 de win-uri și 120 de loser-uri. Deci am o impresie că sunt boci. Și na, dacă intri în primele 100 de locuri, nu știu, primești un set mai bun oricum. Easy, cred că este. O să încerc să nu mai vorbesc peste melodie, că știu că vă place să ascultați. Hai că sunt pe primul loc din ce văd. Hai cu 100 de perfecturi. Și te ajută perfecturile la astea. Adică spun puncte la 50 de perfecturi, la 100, la 200 și până nu mai știu, la 500 sau ceva de genul 1000. Uite că mi l-am pierdut. Acum a trebuit să te la capăt. Trei stele. Ok, la sfârșit. Hai, tu, te rog eu. O coroană. Bravo, când dai notificare tu pe YouTube. Dacă vreți, puteți să încercați să îmi bateți scorul. Ar fi ceva să fac un room, pot să fac un room de maxim 4, adică 3, cu mine 4. Și, na, să, nu știu, să punem niște premisii să le câștigați dacă mă bateți. Bă, aia n-ar fi o idee rea. Îmi dați mesaj pe Instagram, că îl aveți în descriere.
Te vorbeam acolo. Bun, sunt prea bun. Doamne. Bun, ți mi-a dat 100 de coroane, 200 de bani, un diamant, oricum nu prea de atâta ține chestie. Sunt pe locul 1158. Da. Oricum nu prea... Vezi la Closer, zici că este într-un tabel ceva, nu vedeți? What? Oricum. Bun, eu m-am gândit în felul următor, ca luni, miercuri, vineri, și câteodată duminică să ne ducăm cu asta. Și... Na, adică luni, miercuri, vineri va fi obligatoriu, vezi, da, episod cu acest loc și... Vineri, duminică, rar ori. Păi hai să ducăm atunci prima melodie, păi de fac să o scor nou. Hai că fac. Cu urmă este de 4251 cu 3 coroane, ce mai. Și îmi place foarte mult că se schimbă și imaginea. Bun, nu știu să te perfecturi. Hai cu 200. Dacă vreți să ducați voi acest loc, îl găsiți pe magazin 3. Pe magazin 3, doamne. Am zis 3 de la Matrix 3. Și na, vă folosiți căsile ca să aveți o experiență mai bună, știți că auziți tere muzica în urechi. Dacă vreți că asta scrie la începutul jocului. Tot 100 de perfecturi cu 400 sau 500, nu mai știu la cât. Nu mai contează. Am pierdut. Am cu două coroane și... Bun, două coroane. Hai că scorul meu este 2400 și ceva. Ați putea să mi-l întrec. Dar cum? În fine, nu mai contează. Până atunci fac și 3 coroane, ceea ce înseamnă că... O să fie mai răbanul? Bă, sigur, eu am zis de bine și scria 2400, că mi-l întrec acum. Dacă mi-l întreg, trebuie să scoată un sunet și să fie poza mea pe o clapă de pe aici, poza mea de profil.
Ori la 3400 sau 4400, nu, nici nu mai știu. Trebuie să nu e nimic ca 400, ce fac numai acolo. Deci, uite că am făcut 3000. Mamă, trec o rană cu roza asta cu... Da, știu. M-am ducat aseară, aseară o melodie, o să vă arăt pe urmă. Hai bă, că n-ai cum. Oricum a fost destul de rapid un... era destul de rapid, mai si filmezi și de-aia se... Mi-e că mai în reluare, să zic eu. Eu cât am făcut? 4... A, era 4200. Să-mi eu să fac cu 4 de-aia. Bun, păi... Uitați la asta, la Axel F. Am întrecut aseară scorul. Bă, e insane! Oricum, pe episod nu o să pot să fac prea mult la aia, pentru că v-am zis. Oricum, asta e a doua melodie, Closer. Cred că după asta încheiem să ne episodul. Că mă gândesc că, bă, dacă sunt 7 zile din săptămână, hai să punem 7 melodii. Zic eu, adică să fie într-o săptămână. Și cum până miercuri nu mai vede niciun episod, cântăm să noi două melodii, cântăm. Vedem să noi două melodii. Și asta vom face și miercuri, și vineri. De idee că duminică nu sunt pentru duminică. Trebuie să-mi fac planul din timp să văd dacă pot să fac duminică video. Că știți că noi aveam și duminica horror, dar cred că nu o să mai avem. Ce mă zic acum, nu știu, este... Nu știu, este foarte ușor, e easy, ce se mai... Am văzut că m-a întrecut cineva, că sunt pe locul 2, bine, din prietenii mei, care văd că nu am mult, ce să mai te se zoate și zocul ăsta. A, și la fel, cadourile sunt inutile, la fel ca banii, zemurile și viețile care se le dă din cadouri. Ideea e că banii și zemurile măcar se văd, dar viețile se le dă... Nu vei, nu mai contează. O să vedeți voi după meciul ăsta. Meci, auzi la mine. După ce pierd. Partea e că sunt numai de-astea negre și astea trebuie să-mi vin rapid. E câte una, e cam nasoală treaba. De la 3 coroane, te zic. Sau chiar de acum. Hai.
Acum am mai dat și de asta lungi albastre, dar nu o să mai dă pentru mult timp. Mi-a dat acolo la sfârșit și e nebunie curată. Acum să nu mai dau asta. Trei culoane și la melodia asta. Și vreau eu în fiecare episod și la fiecare melodie să fac măcar trei coroane. Dacă de s-am pus eu. Că na, unele sunt imposibile. O să le vedeți în episoadele următoare. Ia-te-n cap, bă! Nu mai pot, vai doamne! Nici nu mă întreb scorul, măcar de mi-a să întreb scorul. Hai să nu fiu pe primul meu notul cât a făcut... Mi-am întrebat scorul. Hai cu locul 1! Cred că mi-am întrebat scorul. N-ai cum, bă, n-ai cum, bă, n-ai cum, n-ai cum. Oh my god. N-ai cum, deci sunt prea multe de-alea negre și te ia te cap, nu tu, vezi mai de-alea negre, cum te miți ca așa repede, e... Trei cadouri din care ne dă o viață și trei diamante. Ne iubesc. 4200... Să mor... Doamne, bă! Oricum, păi cred că cam atât a fost cu acest episod, încă nu știu de la a doua melodie arată cu ceva albastru, un fel de trebunchi. În fine. În episodul următor o să ducăm Sunflower Set. Vedeți cum ne le lam și la cu inima aici, pentru că îmi plac. Păi cam atât a fost cu acest episod, Mirobran de Matitele 3. Nu uita de Instagram meu în descriere, dacă vreți să facem rumuri cu premii sau ceva de genul ăsta. Înscrieți pe Instagram, eu am fost Edi și vă spun la revedere. Pa, pa!